Blocurile de tip colonie din Aninoasa, vechi de peste 100 de ani și care au fost afectate de cutremure repetate, au fost incluse în clasa a doua de risc seismic, iar în urma expertiziei s-a concluzionat că nu mai pot fi consolidate. Prin urmare, primăria Aninoasa va primi suma de 40 de milioane de lei, bani din fondul de rezervă al guvernului, pentru a construi un ansamblu de 100 de apartamente. Proiectul de hotărâre de guvern a fost înființat de președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, împreună cu prefectul județului Hunedoara, Călin Petru Marian. Sper ca demersul nostru comun să aibă o finalitate fericită pentru familiile ale căror locuințe au fost afectate de cele două seisme. Au fost voci adevărat izolate care au comentat, ca de obicei, că nu se iau măsuri pentru acești oameni, că autoritățile nu se implică și așa mai departe. Iată că adevărul vede lumina zilei prin această alocare de fonduri. La baza hotărârii se află o documentație la care s-a lucrat intens, cu multă atenție, pentru ca inițiativa noastră să aibă succes. Le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat. Mulțumirea noastră va fi deplină când vom vedea familiile afectate de cutremure în noile locuințe, a declarat președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor. La rândul său, prefectul județului Călin Marian declară că obținerea acestei sume de bani din partea Guvernului României este rezultatul unor eforturi comune și reprezintă o realizare pentru comunitatea afectată din orașul Aninoasa. Au fost analizate atât varianta de consolidare a imobilelor, cât și cea actuală a construirii, aceasta din urmă fiind varianta optimă indicată prin expertiză.